L-aș întreba, în Biblie scrie totuși clar să nu te închini la chip cioplit. Ce părere ai și poți continui dându-și discuția? Pe mine mă interesează ce scrie în Biblie, dar doar ca fapt divers, așa ca o carte foarte veche, scrisă pe meleagurile pe unde trăia poporul evreiesc, izraelit, și ca o carte care povestește despre miturile acelui popor. Altfel, în realitatea mea de azi, de cetățean, iată, cu telefon inteligent, cu Wi-Fi, cu trotinetă, bicicletă, mai că nu prezintă deloc interes ce scrie în Biblie. Totuși, ca model de coabitare în societate, într-adevăr, nu prea pare rațional și eficient să-ți faci un chip cioplit, să idolatrezezi, să idealizezi pe un om prea mult, pentru că ai garantată dezamăgirea. Pentru că omul acela e ca tine, făcut după chipul și asemănarea ta, și-i supus erorilor, greșelilor, tentațiilor, am vrut să zic păcatelor, dar eu, necredincios fiind, nu cred în păcate. Și asta vizează și pe cei care slujesc în biserici. Deci, îl idealizezi pe unul care și-a lăsat barbă și-a îmbrăcat o rochie neagră sau aurie sau albastrie, îl consideri neprihănit, intermediar direct cu divinitatea, cu Dumnezeu, cu porțile cerului și după aceea vezi că el de fapt una spune și alta face. Promovează modestia, simplitatea și te mulțumești cu puțin, dar el își ia iPhone ultimul răcnet și lui și copiilor și nevestei și amantei sau amantului, își ia mașină bengoasă, își construiește un castel, după ce dă jos cupurile de pe biserică și vrea să bage altele noi aurite, când nu era mare necesitate. Sau vrea o biserică mai mare, să o dărâme pe cea veche și să facă una mai mare. Și asta se întâmplă la toate cultele, nu doar la pravoslavnici ortodoxi. Am văzut și la catolici încă în secolele trecute megalomanie și dorință de a construi catedrale care să atingă buricul cerului. Palate aurite pe la Vatican am văzut și cultele astea protestante tot așa fac. Am auzit și despre mormoni și despre martorii lui Iehova cu zeciuială din care se îmbuibează pastorii și cei de pe lângă pastori. Am auzit și de la Krishnaiți că e tot așa mare competiție între șarlatani care mulge mai mult turma de mioare. Și mi-am dat seama în condițiile în care oamenii încă continuă să rămână foarte mistici, religioși, cu mare încredere față de orice biserică. Iată, moldovenii emigrează în Occident sau în Orient și tot se duc pe la bisericile cele care s-ar părea concurente, alt fel de biserici decât ale lor acasă. Nu, că e casă de rugăciuni, mă duc și mă rog acolo. Oamenii continuă să creadă în povești din astea și continuă să fie speculați, să fie păcăliți oriunde s-ar duce. Iar în politică se comportă la fel, în viața socială, în viața laică, civilă, se comportă cam tot la fel. Așteaptă să vină un mântuitor să-i fericească, sau așteaptă un ușor să vină să le dea ceva de mâncat, ca cerșătoarea cei de la poarta pieței. Când actele de stare civilă ar trebui să fie obligația statului care a instituit obligația asta de a avea document, buletin, de a documenta. Statul trebuia să-i facă buletin și să-i asigure un minim de existență așa cum scrie în Constituție. Iată, nu face chestia asta și atunci vine un șor sau un popușor, îi dă o pomană și este recunoscătoare toată luna sau vreo 2 luni până la alegeri sau până la Paști sau până la vreo sărbătoare de asta religioasă. Și după aceea iară îl înjură și iară iese la cerșit. Și uite așa, modelul ăsta creștin dăunează dezvoltării, civilizării, societății și oamenii nu pot să-și ia soarta în mâini și nu înțeleg că au mai multe drepturi
decât să fie mioară blândă și să aștepte mila Domnului. Părerea mea de ateu. Da, mulțumim.